Salutare, oameni buni, sunt Andruc, bine ați venit la Chasing Bets pentru astăzi, ziua de 6 noiembrie, ziua de miercuri. Vă propun biletul pe meciul de Champions. O să mergem așa la niște meciuri mai pe favorite care joacă pe teren propriu. Ieri am avut un bilet pierzător, în păcate n-a ieșit nici la Real Madrid, care ne-a trântit un meci absolut, absolut lamentabil. Cei de la Real n-au jucat grozav, chiar că au avut 10 șuturi pe poartă, dar jocul lor defensiv a fost pe nicăieri, iar Milanul a punctat destul de bine, au forțat destul de bine pe spațiile libere, dar dacă vă uitați la golurile lui Milan, se vede că apărarea lui Real Madrid era pur și simplu, era letargică, stăteau ca niște jaloane, zici că era o echipă de-asta limitată de pe la noi care joacă un fotbal de la letargic, cum făcea Faru acum vreo câteva etape cu Rapid. Deci Real Madrid nu au jucat deloc la capacitate maximă, n-au fost deloc conectați la meci, cred că nici măcar nu dinainte ceva s-a întâmplat și nu, în lot acolo nu se simte că nu este o coeziune foarte bună. Mbappé, nu l-am văzut pe Mbappé să aibă o atitudine relaxată, să fie bine dispus, să-l vezi zâmbind, să-l vezi asta cu ceilalți. Mbappé nu se simte bine acolo, e clar. El e pus să joace vârf, el nu este jucător să joace acolo central. E bun și acolo, dar mult mai bine a juca în lateral. Pentru astăzi o să jucăm așa. Mergem de la Bayern cu Benfica. Cred că Bayern are forța să câștige, chiar dacă într-un mod absolut surprinzător Bayern München a pierdut și cu Barcelona, a pierdut și cu Aston Villa. Deci are deja două înfrângeri. Foarte curios pentru Bayern München. Nu cred că mai pot să mai facă pași greșiți și chiar cred că nu vor face, pentru că totuși Bayern a marcat 10 goluri, pentru că a marcat în acel meci cu Zagreb, a marcat 9, a marcat doar unul cu Barcelona și cu Aston Villa n-a marcat, dar și în meciul cu Aston Villa, dacă vă uitați la statistici, vă spun eu, a fost undeva la 8, 20 la 5 la ocazii per total și pe poartă așa, 6 la 2. Deci eu o să joc 1 pe Bayern München la cota de 1.30. Apoi meciul 2 jucăm la final cu Red Bull Salzburg. Feyenoord, o echipă foarte frumoasă, o echipă ofensivă, extrem de ofensivă în campionat, e undeva pe locul 3 cu 8 victorii, 4 egaluri. Mă aștept ca Feyenoord să domine aici jocul. Salzburg este foarte modestă, a pierdut și cu Brest, a pierdut toate meciurile, 0-9 gol averaj, foarte, foarte modești. Eu am jucat așa, am jucat Feyenoord câștigă o repriză și peste 1,5 goluri în meci. Este un bet builder de cotă 1,45. Iar apoi vom merge la meciul dintre PSG și Atletico Madrid. PSG într-adevăr joacă foarte ofensiv, foarte multe victorii în campionat. Mi se pare că au doar două egaluri în campionat. Un egal cu Lens și unul cu, nu mai știu cine, cu Montpellier, nu mai știu, cu Lens. Deci cu Lille, parcă PSG clar are o echipă foarte ofensivă, are o medie de 8 sau 9 șuturi pe poartă. Vin cu extrem de multe atacuri în grupa de Champions League, au bătut pe Girona. Au făcut totuși un egal cu PSV Eindhoven, dar PSV Eindhoven ați văzut o echipă foarte tare și în campionate pe primul loc, cu victorii pe bandă rulantă, și în Champions aseară ați văzut-o, PSV Eindhoven a câștigat 4-0. Deci Paris Saint-Germain a avut un meci greu cu PSV Eindhoven. Așa că Paris Saint-Germain, eu zic că astăzi cu Atletico, care nu arată deloc un fotbal foarte coerent, din nou parcă a devenit echipa aceea sărăcăcioasă cu joc închis. Atletico are două înfrângeri în acest Champions League și ei vor trebui să joace mai deschis, ceea ce le va permite lui PSG să-și creeze ocazii. Eu am jucat PSG va trimite peste 4 șuturi pe poartă și PSG va avea peste 2,5 cornere. Asta este o cotă de 1,70, acest bet builder. Dacă jucați doar șuturile pe poartă, are 1,50, dar eu zic că și peste 2 cornere mi-e aproape imposibil să cred că nu va obține, pentru că dacă ne uităm la cornere, vedem că a avut 8 cornere în medie. Deci peste 4 șuturi pe poartă și peste 2 cornere PSG, mi se pare 1,70, mi se pare o cotă absolut remarcabilă. Și Zvezda cu Barcelona, cred că sunteți cu toții conștienți de forța Barcelonei, au bătut-o pe Real Madrid cu 4-0, au bătut și acum recent în campionat din nou 3-0 sau 3-1. E o echipă extrem de puternică, în timp ce Zvezda a pierdut toate meciurile, 11 goluri primite. Barcelona 2 soliți la 1,28. Asta este biletul meu, oameni buni, o cotă de 4-0-3. Avem acel meci la PSG, peste 4 șuturi pe poartă și peste 2 cornere, 2 Barça, peste un gol
și Feyenoord câștigă o repriză în Feyenoord cu Salzburg și la și la acest Bayern München cu Benfica 1 solist. Deci o cotă de 4. Este o cotă foarte bună pe care voi juca 8 unități. Asta este pariul meu pentru astăzi și la marcator aș merge pe aș merge pe Dembele de la PSG. Cu 3 unități o să merg pe Dembele să marcheze, cotă de 3. Cu 3 unități. Iar pe primul bilet am zis că pun 8 unități. Astea sunt ponturile pentru ziua de miercuri 6 noiembrie. Dacă vă inspirați și voi din ce analize am făcut eu din pariurile mele, vă urez baftă și ne auzim data viitoare.